Iubiți credincioși, în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, începând cu versetul 8, găsim scris următoarele. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de noaptea în împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, că își va duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. În harul său, Dumnezeu ne-a dăruit și anul acesta bucuria de a reaminti devenirea Domnului Iisus Hristos în lume, dar și posibilitatea de a o exprima într-un condiții mult mai dificile și restrictive decât în alți ani. Ne dorim tare ca această bucurie să o exprimăm împreună cu toți aceia care au rămas tare în credință și nu s-au lăsat copleșiți de teama de ciuma care umblă în întuneric și nici de ma care bântuie ziua în amiaza mare. Salmul 91. Cu aproximativ 2000 de ani în urmă, Fiul lui Dumnezeu a venit în lume. A luat chid de om și s-a întrupat prin Maria și de atunci lumea s-a împărțit și ca timp, dar și ca atitudine ca timp, de atunci spunem despre lumea noastră înainte de Hristos și după Hristos. Dar suntem conștienti și că există oameni care au crezut și cred că Fiul Lui Dumnezeu s-a înțupat ca să poată mântui omenirea de păcat. Oameni care au crezut, dar și unii care nu au crezut și nu cred nici astăzi că El este mântuitorul. Sunt oameni care, deși vorbesc despre înainte și după Hristos, cu referire la istoria lumii, cu privire la ei, nu există înainte și după ce l-au cunoscut pe Hristos. Pentru mulți oameni, el este doar un Isus istoric. Ei nu cred că este și Mântuitorul. Cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre niște păstori care au avut parte de o noapte unică, datorită unei intervenții unice din cer și a unui mesaj unic. Astăzi, vi s-a născut un Mântuitor. Dumnezeu alege să se descopere unor păstori. Aceștia, după mesajul îngelului, pleacă la Betlehem și găsesc ieslea și pruncul în tocmai cum li se spusese. În schimb, preoții cei mai de seamă și cărturarii, deși cunoșteau foarte bine Scriptura, nu s-au obosit să meargă acolo. Cunoscători ai cuvântului, dar fără credință. Dumnezeu alege să vorbească și unul înțelepți din răsărit, printr-o stea la venire și printr-un vis la plecare. Iar ei, deși străind de poporul ales al lui Dumnezeu, Ascultă într totul de acela care ține tot Universul în mâna sa, aceasta deoarece au înțeles că steaua pe care au văzut-o le vorbește fără cuvinte despre nașterea împăratului. Iar steaua era semnul prin care Creatorul Universului a ales să le vorbească, să-i determine să meargă mii de kilometri și să facă actul suprem de ascultare, să se închine înaintea Fiului lui Dumnezeu. Cu siguranță a fost cea mai binecuvântată călătorie a vieților. Dumnezeu s-a descoperit prin îngeri și păstorilor, oameni fără știință de carte și de mersul Universului, dar care au înțeles că au de făcut un drum pentru a vedea cu ochii lor ce le-a făcut cunoscut Domnul. Acestor oameni, împiși de societatea de atunci la marginea ei, Dumnezeu le vorbește despre un copil și o este, simplu pe înțelesul lor. Prin înțelepții din răsărit și păstorii de lângă pe Dumnezeu s-a folosit pentru începutul vestirii înțupării fiului său în lume. Și de atunci, Vestea bună a mântuirii prin Domnul Isus Hristos s a răspândit în lume, generație după generație, ajungând până la noi astăzi. Iubiți credincioși, să lăsăm ca bucuria mântuirii prin credința în Domnul Isus Hristos să ne umple inimile cu pace și liniște. Hristos a născut sărbători binecuvântate în Dumnezeu.